Uite, aici în anul 2010, când am făcut rebranduirea, ne-am pus problema, ce suntem noi ca și consultanți atunci când rezolvăm problemele clienților? Suntem un fel de alpiniști care luptă cu ei înșiși și cuceresc înălțimile. Făcând această rebranduire, am spus, dar oare ce înseamnă să fii într-adevăr un alpinist? Și atunci am încercat eu însumi să urc pe Kilimanjaro. Kilimanjaro! 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 Chiar acesta este drapelul cu care am fost pe Kilimanjaro. Vedeți, cu semnăturile colegilor, da? A fost un moment memorabil. Îți dorești și ție, Odet, să ajungi. Bună viața! Și vouă, Cristi, da? Salut! Ce faceți? Dimineața. Când mergeți pe Kilimanjaro? Da, Andreea? Mergi și tu? Salut! Înființarea firmei a constituit un element foarte, așa, să zicem, interesant și nostim. A apărut decretul lege de înființare a companiilor private, 54, a companiilor mixte, dar Ian a fost una dintre primele companii mixte din România. Nu exista o lege a societăților comerciale și, prin urmare, am găsit un specialist în Ministerul de Externe care a înființase societăți comerciale în perioada comunismului. Am mers împreună cu Danilo la București, ne-a întrebat ce vrem, nici noi nu știam prea bine ce vrem. El înțelegea ce înseamnă o societate mixtă, a făcut o documentație de vreo 4 pagini și a obținut toate aprobările necesare de la ministerele de resort, să zicem. În 26 noiembrie 1990 am primit acest document, o pagină foarte simplă, bătută la mașină, cu o ștampilă, care consfințea înființarea companiei Darian. There was a fantastic opportunity to go to Romania because it was a new economy that was going to open. And Adrian was the perfect partner because he knew everything about Romania. Danilo este un prieten foarte bun, un om foarte apropiat pe care l-am cunoscut în Elveția în martie 1990, la prima mea ieșire în străinătate. Un om cu un suflet foarte mare, onest, de la care am învățat primii pași din ceea ce înseamnă să faci afaceri. El a venit alături de mine, susținându-mă și material pentru început, dar mai ales moral. M-a învățat trei principii de bază. Mi-a spus să nu înșel niciodată clientul. Clientul înșelat îți deschide ultima dată ușa și îți face o reclamă foarte prostă. Al doilea subiect, ca în niciun moment să nu uiți că banii tăi, prosperitatea ta și a companiei depinde de satisfacția clientului și banii sunt în buzunarul clientului și dacă vrei să câștigi bani, să ai venituri în companie, trebuie să satisfaci pe client și să-i obții în mod onest banii din buzunarul lui. Și a treia lucru care m-a impresionat, la un moment dat îi spuneam, Danilo, o să știi că eu o să am grijă de banii tăi, era o sumă destul de importantă în contul de la Banca de Comerț Exterior și l-a spus, care banii mei? When I invested the money, it was not my money. I said, I put the money in a company. I trust Adrian, it's not my money, it's not his money, it's the money of the company. Și atunci am învățat ce înseamnă încrederea și că pot să spun acum că încrederea a pus bazele companiei Darian. Încrederea între mine și Danilo, atitudinea lui foarte pozitivă, încrederea care a avut-o în mine, eu în fiecare moment, chiar dacă n-am avut o contribuție consistentă în Darian, l-am simțit că în spate mă susține și alături de mine. În perioada campionatului mondial din Italia 1990, Italia 90, îmi amintesc, era cu Danilo, ne uitam la meciuri și la un moment dat am zis, băi, Daniel, dacă tot facem o firă, oare cum să-i punem nume? Pentru mine era așa chiar un lucru foarte dificil și ciudat. Și stă Danilo puțin acolo pe fotoliu. And, you know, it was very easy to find a quick name. Danilo, Adrian, Darian. Deci el a fost, Daniel a fost nașul companie. Și am mai zis și Rom-Suis, fiindcă să se știe că e o asociere între cineva din România și cineva din Elveția. Și primii ani, cred că ne-a fost chiar de folos, fiindcă, Suis, ce înseamnă asta? Domnule, am un partener din Elveția, asta ne dădea puțină, mai multă credibilitate în România sau pe piață. Și eu m-am bucurat și acum totdeauna o să rămână inițial acel DRS, care înseamnă Darian Rom-Suis, numele inițial a companiei Darian.
În ITC s-au strâns în anii 80-90 cei mai buni studenți din Universitatea și Politehnica Clujeană, fiind un institut de cercetare de elită. Cred că în acel moment erau mai mulți colegi care simțeau că viitorul cercetării românești nu este prea roz și am avut șansa să iau niște oameni deosebiți, mai experimentați decât mine, mai competenți. Eu încercam să aveam niște idei, încercam să pun în valoare niște necesități ale noi economii care apărea și am reușit să plec un colectiv, să vină alături de mine colegi ca Mitică Careani, Ionel Haiduc, Albert Loții. După Revoluție, la aproape un an, locul precis îl țin minte și acum, era undeva în Hoia, unde era o pârtie de schi și era prima zăpadă și m-am întâlnit cu Adrian și mi-a spus, băi, că uite, mi-am făcut și o firmă și nu vii și tu cu jumătate de normă, nu pleci de la institut. Adică nu-ți cer să pleci de la institut. Și după vreo două zile de gândire matură, la un institut unde simțeam că nu mai pot respira, că rămăseseră tot vechile obiceiuri și vechile proiecte prăfuite, l-am sunat și am spus că, uite, vin cu totul și într-o lună s-a rezolvat problema. Simțeam cu toții nevoia să facem ceva, pentru că acolo unde eram, treaba începea să staționeze și eram energici și vreau să facem ceva. Deci eu și colegul Haiduc eram partea nivelul de jos care făceam hardul. Și am început o activitate interesantă, plină de noutăți pentru noi, neobișnuiți cu așa ceva. Sigur că munca aceasta de instala PC-uri, de legat rețele, de făcut servere, de nu știu ce, era altceva și poate considerată la un nivel inferior. Dar pentru mine era cumva un nivel superior din punct de vedere al noutății și ca atare am acceptat cu bucurie această trecere. Chiar a spus Adi la un moment dat că hai să-i dăm și lui Mitică o funcție și mi-a zis șef compartiment hardware. Era o necesitate foarte mare în economie pentru administrare și organizare performantă, era nevoie de rețele de calculatoare, era nevoie de soft performant, în acel moment apărând pe piață calculatoarele personale. Oricum, el s-a orientat nu atât către livrarea de PC-uri, cât pentru proiecte cu valoare adăugată. De exemplu, a avut la o fabrică din Satul Mare un proiect pentru un ERP, deci acel program de conducere a întregii activități economice a unei firme. Iar în zona de hard am încercat să facem un afișaj luminos pentru reclamă, pentru publicitate. Afișaj cu becuri? Nu cred că am văzut multe din astea făcute. De fapt, n-am văzut. Ăsta a fost primul pe care l-am văzut. Și de atunci n-am mai văzut altul făcut și să și funcționeze. Afișorul ăsta, de fapt, era prima afișare de reclame în Cluj-Napoca de dimensiuni extra largi, ca să spun așa. Era montat în centru, deasupra, pe o clădire. Mai trebuia să te duci să mai schimbi un bec. Mă duceam în plimbare și vedeam la ora 10 seara cum merge afișorul. Și în caz de nevoie făceam o intervenție inopinată la el. La finala unui meci de Cupa Campionilor în 1993. Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Voilà, c'est presque fait, il va la lever, il va l'embrasser, c'est fait. C'est fait, la France a gagné la Coupe d'Europe. Darian a dat publicitate pe postul național de televiziune câteva minute, ca să ne gândim ce însemna atunci. Aveam intenția de a vinde un produs de bază de date Fox Pro. Perioada de la Darian, din punct de vedere profesional, m-a influențat foarte mult pentru că am ajuns să cunosc toate măruntaiele PC-urilor și ale sistemului de operare și rețelele. Computere am vândut prea puține pe computere personale care au apărut în vremea respectivă, fiindcă
Eu n-am vrut niciodată să fiu un comercial de bunuri. Am urmărit totdeauna să vând servicii, să vând idei, să vând ceva creator și apărând în 93 această oportunitate, evaluarea, am intrat în această nouă industrie, în această nouă profesie, cu mult avânt și multă ambiție și cu experiența acumulată în primii 2 ani de economie de piață în România. Am găsit, tot așa m-a atras niște tineri din Politehnică, oameni foarte motivați la vremea aceea și care voiau să facă lucruri deosebite și care au dispus să schimbe meseria de inginer, fiindcă toți suntem ingineri la bază. Eu inginer mecanic, toți inginer mecanic, mai puțin Adrian Crivi, care este inginer pe electro. Și dacă vorbim de oameni, așa cum relația mea cu Danilo este deosebită, la fel de deosebit a fost relația și cu primii mei colaboratori din acest business nou, Adrian Vascu, Rodica Șmășan, Sorin Popa. Am ajuns în Darian cu autobusul 35. Că așa am urcat în Zorilor, că n-aveam mașină. Și atunci, adică aveam, dar nu mergea. Am ajuns la evaluări pentru că, fiind coleg de școală, de master cu Adrian Crivi, ne-am cunoscut, am făcut școala împreună, am discutat despre o nouă profesie care urma să se dezvolte în România și am decis ca împreună să colaborăm pe un prim proiect care a fost evaluarea unei fabrici de lapte din Satu Mare și acea primă colaborare s-a transformat într-o parteneriat de aproape 10 ani. În momentul în care am intrat în Darian, a fost o întâmplare, o conjunctură. Pe mine m-a recomandat Sorin Popa prin cineva și am ajuns la o firmă care nu se știa ce face, cu ce se ocupă, ce va face. Păi nu știa nimeni ce sunt evaluările atunci. Eu am vrut să lucrez. Iar dacă se cereau niște, eu știu, dacă cerințele inițiale erau să fii inginer și să ai și cunoștințe economice, teoretic mă calificam. Pentru că după prima întâlnire cu domnul Crivi mi-a dat o carte, cred că era primul curs de evaluare a întreprinderii. Să-l citesc, să văd dacă îmi place ce am găsit acolo. Și m-am dus și l-am citit și n-am avut nimic împotrivă, că erau totul, nu era o metodologie, era ca o poveste, așa. Da, eram de acord cu tot ce acolo. N-am înțeles mare lucru din ce scria, dar eram de acord. Am primit o carte de vizită, am dat telefon, mi s-a cerut să-mi fac CV-ul, să merg la interviu, nu știam ce e la CV. Rodica era factotum. Rodica era o tipă fantastic de harnică și atașată de companie și dacă trebuia și strângea hârtiile și făcea ordine pe birou, că eram băieți și nu făceam nimic acolo. Am fost angajată ca și secretară, neavând alți angajați, m-am ocupat de tot ce se putea, de la udat florile, șters praful. Frecan Nesu într-o manieră cum nu s-a mai întâmplat ulterior. Și mai ales că făceam Nesu foarte tare. Și stătea cu ușa închisă la Danian când am ajuns eu. Apropo, cred că acum e o societate foarte deschisă, cu multe sedici, cu mulți oameni. În 93, când am mers o prima dată, am sunat la ușă și mi-a deschis descuind-o. Dacă vorbim de Adi Vascu, este un personaj deosebit, așa, o foarte mare personalitate. Eu l-am cunoscut de mic. Am ajuns acolo la 23 de ani. Deci tocmai terminasem cu anii de acasă și au reprezentat niște alți ani de școală, dar o școală a vieții foarte, foarte reală, cu tot ce-i trebuia. Adi era un personaj foarte interesant, spumant, glumeț, care îi plăcea foarte mult să cânte la chitară și să cânte. Are o voce încântătoare. Cei mai aprigi români, ardelenii rămân, că ce vă spun, eu vă spun, prin mirosul de fân. Și de câteva ori Adi venea, m-a obosit, s-a spunea șeful, trebuie să mă duc în delegație, mergea vinerea, adică la concert cu muzica lui. Și la un moment dat a venit într-o luni dimineață, cam obosit, și am zis: Madi, uite o chestie, tu cânti foarte bine, ești un foarte bun muzicant, ești cânti frumos la chitară, dar dacă vrei să faci evaluare sau vrei să rămâi aici, o renunți, trebuie neapărat să renunți la chitară, nu se poate să le faci amândouă. Sigur, sigur, păi e legată de faptul că Darian a fost pentru mine a doua copilărie, păi eu am mai trăit povestea asta. Când eram acasă, în liceu, voiam să mă duc să cânt la nunți.
că mă chemau unii să mă duc să cânt la nunți și tata nu m-a lăsat. Că a zis că dacă eu sunt să cânt la nunți, nu o să pot ajunge în viață să fac vreo meserie. Același lucru l-am trăit cu Crivi. De asta am spus că a fost a doua copilărie. Eu trebuie să spun cinstit că n-am crezut că o să renunțe, fiindcă e și talentat, e și place și nu poți să iei la om o pasiune, decât să facă un echilibru între pasiune și muncă. Totuși el a renunțat la muzică și la chitară. Un lucru în schimb nu-l știa Crivi, era faptul că boom-ul era pe terminate. Da, mai aveam erau ultimele spectacole. A fost o perioadă foarte interesantă și foarte provocatoare, pentru că acei ani de început în evaluare și în Darian au fost anii de pionierat a economiei de piață din România și alături de colegii mei am parcurs toate etapele importante din evoluția economiei societății românești, de la privatizare, transferul proprietății de la stat la privat, la primele insolvențe, la primele finanțări, la primele parteneriate cu fonduri străine și parteneri români sau străini. Deci, practic, am mers împreună 10 ani. Am fost să vedem ceva activ, ceva proprietate împreună cu Sorin și am discutat atunci de valoare. Erau anii 93-94, valori, nu prea înțelegea lumea decât ce înseamnă material, construcții, nu vedea, n-avea altă imagine asupra valorii unui bun. Și după ce am purtat o discuție acum cu clientul, iasă Sorin așa și zice foarte filozof, uite-te, acum îmi dau seama că e valoarea ceva între știință și artă. Darian a fost o treaptă, a fost prima treaptă, practic, în evoluția mea profesională. Acolo m-am format împreună cu colegii mei și cred că foarte mult din ceea ce folosesc în prezent vine de acolo, din perioada petrecută în Darian. Mi-amintesc că una din primele evaluări le-am făcut în județul Satu Mare la Someșana. Era fabrica de lapte, de produse lactate, actualmente cred că Friesman, sau intrat într-o corporație mult mai mare. Noi pe vremea aia aveam o dace foarte veche, cred că avea vreo 15 ani, am cumpărat-o la un moment când trebuia să mă duc la București și n-aveam cu ce să mă duc și am cumpărat o mașină cu bani de nimic. Și această mașină, care era un hârb din toate punctele de vedere, cu ea o utilizam, nu făceam foarte multe deplasări în această perioadă. Am mers la Satu Mare, am terminat problema, era seară și ne întorceam așa obosiți, dar satisfăcuți că am făcut o treabă bună. Și la un moment dat am făcut o pană. Cu două roți de rezervă la Satu Mare și am făcut 3 pene. Când am ajuns la Cluj cu o roată de rezervă luată împrumut de la un vecin din Zorilor pe care l-am întâlnit întâmplător pe acolo. Au fost multe momente când a rămas Sorin și Adi închiși în șlapi afară când cumpărase primele mașini noi la firmă. Da, a fost și asta o etapă. A fost și asta o etapă, pentru că după aceea, sigur, am avut mașina mea și am putut să mă duc unde am vrut eu. La un moment dat chiar n-am mai cerut voie, ceea ce e un lucru... A fost un lucru important, dar fiecare la rândul lor. Uitându-mă în spate și la de unde am plecat, unde am ajuns, ce am realizat, nu regret absolut nimic. Ei erau niște oameni care puteam să am foarte mare încredere, clienții aveau foarte mare încredere în noi, noi aveam foarte mare încredere unul în celălalt. Echipa la Darian a fost frumoasă, foarte frumoasă. Asta se numește cultura organizației, chestia asta. Atunci n-am știut noi cum se numește, dar s-a creat așa. Da, era Crivi, după care Crivi a venit doamna de închidea ușa acolo, Rodica a zisă. Înainte de Crăciunul lui 93 a venit Adi Vascu și înainte de Paștele lui 94 am venit eu. Și echipa asta a mers poate 4-5 ani cu acest nucleu care a pus, zic eu, un fundament foarte solid și a construit structura firmei Darian, care se regăsește și astăzi în activitatea lor, chiar dacă noi nu mai suntem acolo. Faptul că eram o echipă și ne simțeam ca și o echipă care trăgeam la aceeași căruță, să spun așa, a determinat și creșterea și dezvoltarea firmei. Perioada petrecută în Darian, pentru mine și cred că pentru majoritatea celor care au lucrat acolo, a fost foarte importantă, pentru că Darian este o școală. Cel mai important lucru care cred eu că
s-a petrecut în Darian, pentru mine, a fost faptul că am avut libertate și responsabilitate aproape 100%. Sigur că ne asumam proiecte, soluții și rezolvarea acestor proiecte, dar și satisfacțiile și realizările ne aparțineau. Exact același stil îl am și eu. Am încercat să iau oameni cât mai tineri, să iau oameni de pe băncile facultății, fiindcă am văzut că trebuie să iau oameni nepervertiți, pe oameni pe care tineri, entuziaști, inteligenți, care nu neapărat trebuie să știe foarte multă profesie, că asta e o profesie mai nouă evaluare, nu trebuie să vină cu foarte multe cunoștințe din universitate. Dar oameni pe care spiritul darian și cultura organizațională poate să-i facă oameni compatibil cu noi. Odată intrat în Darian, compania îți oferă calea spre reușită în cel mai plăcut mod posibil. Nu știu dacă este alt mod mai plăcut de a-ți construi o carieră dacă îți place să faci evaluări. M-a marcat că oameni cu experiență și profesioniști au atâta răbdare cu niște băieți, să zic așa, ieșiți de pe băncile școlii, au răbdare cu ei să-i învețe, să-i școlească și să-i formeze chiar și ca oameni. E foarte important, cel puțin la vârsta noastră, și mediul în care muncești și cel puțin la birou din Timișoara suntem aceiași oameni de aproape 10 ani și avem o relație foarte bună, suntem prieteni, ne ajutăm. Până la urmă, tot ce am realizat eu pe plan extra profesional a plecat poate și de la beneficiile care le-am avut în urma colaborării cu Darian. La momentul actual sunt un om împlinit, am o familie frumoasă, o carieră, zic eu, de succes și asta se datorează în primul rând oamenilor din Darian. În primul rând domnului Crivi, care mi-a acordat încredere încă de la început și am fost susținut pe parcurs. În concluzie, m-am simțit bine cam tot timpul. Cred că cei care suntem încă aici suntem un pic și vizionari. Adică am știut întotdeauna că pe partea de consultanță și evaluare, Darian, fiind lider de piață și cel care face trendul, e bine să fii aici dacă vrei să crești și profesional și financiar vin și ei. Nu există să depui eforturi, să fii conștiincios și să nu fii, la un moment dat, satisfăcut și din punct de vedere financiar. Doar că trebuie un pic de răbdare. La unii mai multe, la unii mai puțină. Cu ce m-am ales de la această companie în toți acești ani, aș spune încrederea în forțele proprii. Am fost încurajată să fac tot ceea ce mi-a trecut mie prin cap. Dacă am vrut să mă duc să rezolv singură o problemă, am fost lăsată, chiar dacă se știa din start că voi da greș, tocmai ca să învăț. Ori asta este de apreciat. Nivelul acesta de risc asumat, tocmai cu scop constructiv, nu-l prea găsești în altă parte, mai ales în zilele noastre. Nu știu cum ar fi arătat traiectoria mea profesională dacă n-aș fi avut aceste întâlniri cu liderii și cu oamenii din Darian. Parcursul într-o organizație, până la urmă, ăsta ți-e biografia profesională, e parcursul fiecărui om și el este modelat de aceste întâlniri cu oameni care pot să te inspire, care pot să te tragă mai departe. Și asta am găsit în Darian. Și sunt norocoasă și recunosc că asta a făcut să fie atât de lungă existența mea sau să am un parcurs și încă să vorbesc cu bucurie despre Darian, pentru că am întâlnit oameni consistenți profesional și oameni cu care am rezonat și cu care chiar am simțit că am setat standarde îndrăznețe. Este sloganul nostru, înainte de a fi Bulina 25 de ani. Aici, acest nou Darian este un Darian în restructurare, un Darian care
de la liderul pieței valorii încearcă să devină o companie mult mai apropiată de clienți, mult mai apropiată de problemele lor, o companie cu mult mai multă creativitate și o companie care devine, să zicem așa, mi-ar place să-i spun, un fel de butic de consultanță performant. Și produsele noastre și tipul de activitate și tipul de organizare a evoluat de acum 10 ani. Și atunci de la organizare locală, în care trebuia să se manifeste pe lângă dimensiunea profesională și cea antreprenorială și de a organiza și de a închega echipa, care îți lua destul de mult timp. Și atunci trebuia să fii conectat oarecum cu zona centrală ca și strategie și ca viziune, să știi, ca și direcție încotro o iei. Extinderea a făcut-o evident la București prima dată, un oraș foarte mare cu un potențial deosebit. Eram și președinte Anevar, urma să devin și să stau mai mult la București și am deschis birou la București cu un om deosebit, cu Mihaela Drăniceanu. Terminasem Politehnică, trebuia să-mi găsesc un job, ca să am de lucru. Ingineri nu se căutau. Și știu că nu, printr-o conjunctură de întâmplări, ne-am întâlnit și m-a întrebat dacă nu vreau să fac cursul de evaluări. Cum nu făceam nimic, habar n-aveam de evaluări, și am mers la Cluj să fac cursul de evaluări. Asta a fost începutul. Dacă personalitățile importante în perioada de maturitate au fost colegii de la Cluj, Adi, Rodica, Sorin, Mihaela Drăniceanu la București, Adi Popa la Timișoara. După anii 2000 am continuat dezvoltarea, așa cum am spus, pe plan național, urmând ca din 2008 să ne întărim, în sensul că am mutat puternic punctul de greutate la București, ca un fel de al doilea office, al doilea sediu, și aici o importanță foarte mare în dezvoltarea companiei în ultima perioadă a avut Adi Popa, partenerul meu, care a avut o contribuție deosebită în ce înseamnă perioada de după 2008, dezvoltarea în maturitate a companiei și atacarea unor clienți de talie națională, chiar internațională. Situația biroului din București era una stabilă, dar focusată pe un segment de clienți de retail. Se făcea foarte mult retail în biroul din București, așa că, uite, a durat aproape 5 ani până când am reușit să restructurăm echipa, să o recalibrăm și să reîmprospătăm cu oameni care să fie mai focusați pe ceea ce înseamnă zona de corporate. Clienții noștri aveau nevoie și de altceva. Am zis, uite, neapărat trebuie să facem ceva legat de consultanța financiară și fiscalitate, fiindcă lumea are foarte mare nevoie, am simțit această necesitate la clienți. Dar ca să faci un proiect ai nevoie de un om. Și cred că marea șansă a firmei Darian este faptul că a întâlnit-o pe Otilia Bujor. Otilia Bujor, care e partenerul nostru în consultanță fiscală, este un om deosebit, o tânără cu foarte multe calități și are cea mai mare calitate, în primul rând, este un extraordinar antreprenor. Am auzit prima oară de Darian în profesia de consultanță fiscală, pentru că sunt un brand reputat, dar propriu zis am auzit de Darian, însemnând că am început să mă gândesc la Darian la o petrecere undeva în nordul Moldovei, așa cum încep toate alianțele foarte bune la un vin roșu. Ea reprezintă, să zicem, un model de succes sau îmi dă mie încredere că Darian o să aibă încă 25 de ani succes și că o să poată realiza cu succes acel butic de consultanță integrat de care spuneam. În cei 2 ani și jumătate de când sunt în Darian, am fost ajutată să îmi aleg drumul. Am fost orientată către acest tip de consultanță, până la urmă, consultanță financiară, evaluare. Mi-au fost arătate plusurile și minusurile și așa am reușit să îmi dau seama dacă este potrivit pentru mine sau nu evaluare. Și în cazul meu, da, este ceea ce vreau să fac de acum înainte. Am intrat în piața evaluărilor acum vreo 3 ani jumătate și
dintr-o pură întâmplare. Și chiar mi-a plăcut domeniul și am studiat, am făcut un master pe domeniu, am fost mai departe, acum sunt la specializare pe bunuri mobile, pe lângă cea de proprietăți. Și chiar îmi place meseria de evaluator și asta vreau să fac în continuare. Sunt mezina firmei și chiar dacă este greu să fii nou într-o companie, într-o oarecare companie, nu neapărat în această companie, sunt zi de zi sprijinită de colegii mei, care sunt mereu atenți și disponibili să-mi dea răspunsuri la toate întrebările mele. Dacă discutăm de oameni din Darian, nu există foarte multe clasificări sau ierarhii. Fiecare este serios, competent și își face foarte bine treaba. Dar oamenii nu sunt identici. Trebuie să ne gândim că Darian este Darian exclusiv datorită oamenilor pe care are, muncii, dedicației, motivației lor. Am avut întrebarea, în două săptămâni poți să faci lucrarea asta de care nimeni nu s-ar fi atins, cum au fost romgazul, transgazul, lucrări cu patrimonii mari. Și le-am dus la capăt. Fuziunea, am avut fuziune de 6 companii verificată de Price. Am lucrat-o, ne-am mai consultat puțin, dar n-au avut treabă. Deci acestea sunt proiecte mari care au fost în gestiunea mea și care sunt niște proiecte de succes, care sunt trecute pe lista clienților cu care ne mândrim. Lucram pe un proiect foarte frumos, pe un due diligence pentru un fond de investiții elvețian și ne prinsese o oră relativ târzie în birou, eram cu toții, eu revizuiam și erau toți adunați în jurul meu și nu știu, pur și simplu, dintr-o dată, gândindu-mă că cu un an în urmă eram singură la petrecerea Darian împreună cu băieții, cu un target să fac echipă, să fim ca și ei, să lucrăm împreună, m-au năpădit emoțiile, efectiv, mi-au dat lacrime și nu venea să cred că un an mai târziu stau în jurul meu atât de mulți oameni frumoși și că suntem 7 și satisfacția, de fapt, o aduc pe lângă realizările profesionale și faptul că îți mulțumești clienții, ți-o aduc oamenii cu care stai în fiecare zi și faptul că vezi că faci o diferență în viața lor, vezi că au plecat și s-au desprins într-un loc și au venit aici unde se simte ca în familie, în multe zile se simte ca în familie. După ce plec de la birou, o oră, două, mă duc și mă relaxez jucând biliard. E pasiune de când eram prin liceu, joc de vreo 7-8 ani la concursuri și e lucru care mă relaxează, mă detensionează. Aici, în 2002, în Malaysia, la Kuala Lumpur, un moment important, înființarea Organizației Mondiale a Evaluatorilor la care am participat. Și aici, poate unul dintre cele mai importante momente din viața mea. În 2004 am fost admis la Londra, membru al RICS, Institutul Regal al Experților Imobiliari Autorizați. Am aici câteva distincții primite de-a lungul anilor. Cea mai importantă, cred, primită în 2013, din partea Major Company of Romania, la categoria companii de evaluare. Aici avem trofeu aferent. O diplomă primită în acest an pentru dezvoltarea pieței de capital, 20 de ani de la înființarea pieței de capital. Alte distinții, data asta internaționale, în 2002, o distinție foarte iubită. Atunci, pe vremea când eram președinte a Nevar, am primit această distinție din partea unei fundații americane importante care cunoaște la contribuția avută în dezvoltarea profesiei. Alte două primite în 2007 la Congresul Internațional de la Beijing și asta tot o distinție primită în 2009 la un congres internațional al Organizației Mondiale a Evaluatorilor. De asemenea, 15 ani de ANEVAR primite de la Asociația Națională. Acum, eu am fost președinte
Anevar, după perioada Bădescu, cel mai prestigios, să zicem, președinte al asociației, în 2001, când am lansat pentru prima dată standardele internaționale de evaluare în România și este un moment recunoscut în societatea românească de toate instituțiile importante, recunoscut și pe plan internațional, fiindcă standardele au apărut în iulie 2001 la Londra și în octombrie 2003 la București. A fost prima altă țară sau care a editat și a adoptat standardele care au intrat în funcțiune cu 1 ianuarie 2002. Și când vorbeam cu John Edge, care era președintele International Evaluation Standard Committee, îi spuneam de foarte multe nemulțumiri, ce nu putem să facem, ce greu merge în România sau câte dificultăți avem cu standardele, cu recunoașterea lor, la care John mi-a spus: Adrian, voi de cât sunteți în business, în Anevar? Păi cam de 10 ani. Păi noi suntem în Anglia de vreo 130 de ani și avem probleme mult mai mari în a impune standarde, în a fi recunoscute. Așteptați și voi, că pentru voi istoria încă de-abia a început. Și asta a fost iar așa un moment în care mi-a dat încredere să spun, fiindcă eram foarte tânăr, mult mai tânăr atunci, Adi e tânăr când a fost președinte, noi vrem să facem foarte multe și să avem foarte multe realizări. Și să văd acum, să văd acum efectele. De fapt, a fost primul antreprenoriat în evaluare, ceea ce n-au înțeles foarte mulți. Și ăsta e una din cheile succesului lui Darian. Sunt foarte mulți evaluatori buni în România, dar n-au firme de evaluare. Pentru că nu e destul să știi să faci evaluări, dacă nu știi să faci business din asta. Și de fapt asta a făcut Darian. A inventat în multe momente pași care ulterior, sau pe care ulterior i-am găsit în cărțile de leadership sau de management care ar fi trebuit făcut. S-a lucrat foarte mult pe partea de instinct și uite că a fost o poveste de succes. Dacă mă gândesc la trecut și la deciziile importante pe care le-am luat, nu cred că aș schimba nimic. Cred că am luat deciziile potrivite, fără să exagerez, dar deciziile nu le-am luat singur. Deciziile le-am luat împreună cu colegii mei. Orice problemă complicată, am dezbătut-o și pe o parte și pe alta, am încercat să găsim soluția. Singurul merit al meu a fost că eu am luat decizia. Nu totdeauna eu sunt stăpânul inelor sau eu găsesc cea mai bună soluție. Domnul Adrian Crivi este... Cred că oamenii mei, de fapt nu oamenii mei, colegii mei, partenerii mei, fiindcă ei împreună cu mine suntem activele cele mai valoroase ale companiei, mă văd un om exigent, un om poate perfecționist. Asta un pic că trebuie să mă găsesc termenul. Despre Crivi ce poți să spui? Tipul pur de antreprenor, de om care după 90 și-a luat soarta în propriile mâini și după aia soarta multor altora cu familiile lor tot în mâinile lui. A fost genul de șef care ne-a oferit libertate. Libertatea, dar în sensul în care libertatea înseamnă responsabilitate. Adrian, it's a guy that implicated himself in what he does, not 100%, 200%. He really has an idea and he follows through and he goes to the end. Domnul Adrian Crivi este, în primul rând, un mentor. Chiar dacă sunt în București și dânsul este la Cluj, este întotdeauna disponibil. Relația cu Adrian Crivi este ca în familie. Prin urmare, ca în familie tumultoasă. Ne pupăm, mai povestim, ne mai contrazicem. Ca în familie este relația cu Adrian Crivi. Am avut nenumărate situații în care opiniile noastre nu erau convergente. Din această confruntare de idei, progresul a fost permanent și toată lumea a fost câștigată, atât noi în evoluția noastră profesională, cât și clienții noștri. În general, în România și în piața asta a evaluării, când spui evaluare, lumea știe Darian. Dacă spui Darian, lumea știe Adrian Crivi. Dacă spui Adrian Crivi, lumea știe Darian. Deci lucrurile astea
trei sunt legate, deci pentru Adrian Crivi, cred, o mare realizare din punctul meu personal, e o chestiune de respect. Știi cum e? Orice succes al Adrian e și un succes al nostru. Da? Pentru că e parte din ani, 15 ani de viață petrecuți acolo, am semnat foarte mult. Am luat o parte din lucruri cu noi, nu? Și le-am dus și le dezvoltăm mai departe, dar o parte din noi a rămas acolo. Cred că ce este Darian acum este apropiat de viziunea mea de acum 25 de ani. Adică o echipă performantă, motivată, capabilă să depășească obstacole mari pentru a obține performanță. I'm very, very pleased, you know, to be here after 25 years, and I hope they're going to work as well as they did until now for the next 25 years. Acum la aniversarea de 25 de ani, eu doresc firmei Darian să meargă pe drumul pe care au pornit, pentru că este un drum foarte sănătos. Și să ajungă în continuare pe mâini cel puțin la fel de bune. Adică este un brand care ar trebui să crească în continuare oameni, să crească în continuare oameni valoroși și care ar trebui să existe multă vreme de aici în față. Urez lui Crivi și acestei firme să continue să aibă succes. Și aș vrea să le transmit colegilor din Darian care sunt în prezent la aniversarea de 25 de ani să încerce să păstreze măcar o părticică din ceea ce a fost și din spiritul care a fost în Darian de la început, care a avut un rol esențial în dezvoltarea și creșterea firmei și dezvoltarea numelui care e în continuare un nume puternic pe piață. Darian e și copilul meu. E tot ceea ce simți când te gândești la ceva la care ai ajutat în construcție, care îl simți foarte interiorizat, care l-ai asimilat cu tine. Mi-e greu să dau altă definiție. Aș spune mulțumesc. La mulți ani, Darian. Și eu sunt convinsă și am învățat că chiar dacă astăzi suntem lideri de piață în domeniul nostru de activitate, nu ne oprim aici. Aș dori ca să ne întâlnim peste încă 25 de ani și să zicem că am ajuns cu adevărat la maturitate, atât noi ca și companie, cât și piața de valoare. E important ca o firmă românească să reziste 25 de ani pe piața românească, oricare piață ar fi. La mulți ani, cât mai mulți ani, mai ales că o parte dintre noi urmează să devenim parteneri și bineînțeles că ne dorim să continuăm mai departe cu firma și cu compania. Și aș vrea să-i numesc pe aceste persoane partenerii mei care vor continua să muncească alături de mine în a dezvolta compania. Domnul Adrian Popa Bochiș, care este deja partener și are anumită vechime, domnul Adrian Motrea, domnul Ciprian Codău, doamna Doina Nicolau, domnul Daniel Ceafalan, Eugen Dumitrescu și echipa din zona taxe audit, doamna Otilia Bujor, Oana Rada, doamna Elena Săpungiu și, nu în ultimul rând, cumva, Livia Ban, care este o colaboratoare foarte bună, care se ocupă de zona economică și contabilitate. E o cifră foarte frumoasă, 25. Sunt tineri, ca și noi. E un sentiment plăcut să lucrezi într-o firmă care are o vârstă similară cu a ta. Cei mai frumoși ani profesionali și poate că o șansă care ți se ivește odată în viață, cu siguranță. Adică fără Darian nu puteam ajunge unde am ajuns. Asta este o chestiune pe care trebuie să o recunosc, așa cum fără anii de acasă probabil pe care am avut, nu puteam să ajung la Darian sau să merg mai departe în Darian. A fost a doua mea copilărie. La 25 de ani vreau să mulțumesc tuturor partenerilor, colaboratorilor, prietenilor noștri pentru ce am realizat împreună. Vă asigur că vor urma alți 25 de ani la fel de consistenți. Vă mulțumesc tuturor! La mulți ani împreună!
Care era întrebarea de fapt? Am emoții acum, dacă vă uitați la mine, vedeți? Îți sună telefonul și trebuie să răspunzi în fiecare moment. Da, Daniel? E complicat, da. Deci... Mi-e foarte greu să-ți spun, măi, așa din scurt, pentru că n-ai vrut să-mi spui înainte tema, să mă pot gândi, să mă pregătesc un asemenea moment. Mai și bine spui și tu. Da. No, mersi foarte mult, Costel.